Mândruță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Merg și prin pădure, merg și pe câmpii, vesel sunt. Bobiță și Buburuză, apare soarele pe cer. Peste munți și peste văi, ei trec mereu, tot râzând. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Păianjenul de peșteră. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar adunau frunze colorate în pădure. Deodată au auzit un plâns. Și tu ai auzit asta, Bobiță? Întrebă Buburuză. Da, vine din peșteră, să intrăm și să vedem cine plânge. Au intrat tot mai adânc și le era teamă. Deodată au văzut de unde venea plânsul. O mică gâză de flori era cea care plângea. Ce s-a întâmplat cu tine, gâză mică de flori? De ce plângi? M-am pierdut prin peștera asta întunecată. Nu găsesc ieșirea. Cum ajung acasă, în căsuța mea cea mică? Se smiorcăia gâzuța. Cum te cheamă? Întrebă Bobiță. Sunt Biluță. Haide, nu fi trist. Nu fi trist, îți arătăm noi drumul spre căsuța ta. A spus amabilă Buburuză și îmbrățișă gâza. Deodată se auziră sunete ciudate și înfricoșătoare din adâncul peșterii. Toți cei de acolo se luară în brațe de frică. În clipa următoare, apăru un păianjen mare și veninos, care strigă furios înspre ei. Cine m-a trezit din somn? Ce căutați în peștera mea? Să fugim! Strigă Baltazar și toți o luară la fugă. Veniți să ne ascundem aici! Zise Buburuză îngrozită. Toți s-au ascuns după o stâncă. Spre norocul lor, păianjenul nu-i observă. Dar Biluța a început să plângă, iar păianjenul văzu grupul care se ascundea la perete. Bobiță, Buburuză, Biluță, Baltazar și Fulgușor au luat-o iarăși la fugă cât de repede puteau. Dar vai, Baltazar s-a împiedicat de o piatră și păianjenul i-a ajuns din urmă. Bobiță își apăra curajos prietenii cu o creangă ascuțită. Pleacă de aici, păianjen urât! Striga el. În timp ce Bobiță distrăgea atenția păianjenului, Fulgușor și Baltazar fugeau de jur împrejurul acestuia cu o frânghie lungă. Buburuză îl apăra pe Biluță ca păianjenul să nu-l ajungă. Ai dat de belea! Zise Baltazar. Păianjenul încercă să se elibereze din strânsoarea funiei, dar nu reuși. Apoi, la un moment dat, începu să plângă. De fapt, n-am vrut să vă fac niciun rău. Niciodată n-am făcut vreun rău cuiva. Eram doar supărat pentru că m-ați trezit. Vă rog, dați-mi drumul. Vă voi arăta ieșirea din peșteră. Chiar nu ne faci vreun rău, ne promiți? Întrebă Bobiță. Da, vă promit. Haideți, urcați pe spatele meu să vă scot de aici. Toți s-au așezat pe spatele păianjenului și în scurt timp au găsit ieșirea. E timpul să ne luăm rămas bun. Să mai veniți și altă dată în peștera mea. Mulțumim pentru ajutor, păianjenule, spuse Fulgușor. Între timp, Biluță a dormit în brațele lui Buburuză. Ce ne facem acum cu el? Întrebă îngrijorată Buburuză. Să-i facem un cărucior, propuse Bobiță și se apucară de treabă. Au făcut căruciorul din coajă de castană și roțile din crenguțe tăiate. Oare unde-o fi căsuța lui? Știu eu! Strigă Fulgușor. Când au ajuns la căsuță, Biluță se trezi în cărucior. Ia te uită! Asta e căsuța mea! M-ați adus acasă! Vă mulțumesc frumos! Noapte bună, micuțule Biluță! Și altă dată să nu mai mergi singur în peștera întunecată, căci te vei pierde din nou! În semn de rămas bun, îmbrățișară mica gâzuță de flori. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu.
Buii de canar. Într-o frumoasă zi, Kelemen, canarul, și-a găsit perechea. Lenke trăia pe un fag, nu departe de casa buburuzei. Kelemen, împreună cu noua lui pereche Lenke, și-au construit un cuib pe creanga cea mai frumoasă a fagului. Bobiță și buburuză urmăreau cu atenție cum construiau păsările cuibul. Vezi, Lenke nu s-a ridicat din cuib de zile întregi, poate că e bolnavă, se îngrijora băiatul Melk. Nici vorbă, Bobiță, probabil a depus ouă, vor avea pui! Se entuziasmă buburuză. Ouă, pui! Bobiță nu înțelegea. Sigur, le încălzește și deodată din ouă vor ieși puii, a spus fetița mămăruță. Nu peste mult timp, Lenke s-a ridicat și cum se învârtea prin cuib, Bobiță a zărit 3 ouă albe micuțe. 3! Vor fi 3 puișori! A fugit vesel la buburuză. Într-o dimineață se auzi un ciripit agitat din fag. Ura! Au ieșit puiuții! A strigat buburuză și de bucurie buburuză și Bobiță s-au îmbrățișat. Putem să-i vedem? L-a întrebat agitată buburuză pe Kelemen. Sigur, dar să aveți grijă, sunt încă micuți și fragili, a spus tăticul mândru. Kelemen i-a luat pe spate pe Bobiță și pe buburuză și i-a așezat lângă cuib. Ce drăguți sunt! A spus fericită buburuză. Băiatul Melk și fetița mămăruță au mângâiat cu grijă micuții canari. Micuții au crescut repede. În curând au început să exerseze zborul. Lenke i-a îndrumat cu grijă, iar ei se descurcau din ce în ce mai bine. Noi mergem după mâncare, să fiți cuminți, a spus Kelemen. Nu cumva să zburați singuri din cuib? Sunteți încă micuți, puteți zbura numai când suntem și noi aici, a adăugat Lenke. Dar canarul cel mic n-a ascultat. Vorbă. Eu știu să zbor bine, voi încerca singur. Imediat ce a spus asta, a și plecat. Nu pleca, nu pleca! Au ciripit ceilalți doi, dar n-au putut să-l oprească. Când părinții lor s-au întors, cei doi pui erau agitați pe marginea cuibului. A zburat, a zburat frățiorul nostru, plângeau amândoi. Vai, dar e prea micuț! Oare ce s-a întâmplat cu el? A strigat speriată Lenke. Bobiță și buburuză au auzit strigătul lui Lenke. Au pornit de îndată în căutarea puiului pierdut. L-au căutat peste tot. L-au căutat pe deal, la munte, pe malul lacului, în pădure, pe câmp. Dar nu l-au găsit nicăieri. A început să se însereze. Cum îl vom găsi pe întuneric? A întrebat Lenke și a început să plângă. În clipa aceea a apărut o lumină stranie pe cer. Erau licuricii care au pornit în căutarea canarului. Vom lumina noi, sigur îl vom găsi, au spus toți deodată. Acolo e! E acolo un tufiș! A strigat repede Bobiță și toți au fugit înspre tufiș. Micuțul canar, epuizat, tremurând de frig, dormea în tufiș. Lenke l-a strâns între aripi și l-a îmbrățișat fericită. În sfârșit te-am găsit! Altădată s-a sculț de cei bătrâni, a spus Kelemen. Lenke și-a luat zborul, iar licuricii au dansat în jurul ei cu lămpașele lor. A fost atât de frumos ca un dans al zânelor pe cer. Familia canar s-a dus la culcare. Lenke și-a încălzit micuții acoperindu-i cu aripile ei. Noapte bună, micuților, a șoptit ea fericită. Bobiță și buburuză, prieteni sunt de când se știu. Căsuța stea. Într-o seară de vară, Bobiță și buburuză jucau cărți în căsuță când au zărit o lumină peste culmea dealului. Ce-a fost asta? A întrebat Bobiță. Parcă e o stea căzătoare. O stea căzătoare? Nu se poate! Hai să ne uităm mai de aproape, i-a propus buburuză.
Bobiță și Buburuză s-au luat de mână și au pornit spre acea luminiță. Privește, Bobiță, acolo! Băiatul Melc a rămas cu gura căscată de mirare. În vârful dealului era o căsuță în formă de stea. Cum a ajuns casa asta pe deal? Până acum nu era aici, șopti Bobiță. Tu stai pe loc, iar eu le spun repede celorlalți, i-a șoptit Buburuză și și-a luat zborul ca să-i cheme pe Baltazar, pe Fulgușor și pe Vendel. Când au fost toți împreună, s-au încumetat să se apropie încet de căsuța misterioasă. Vendel a bătut la ușă. O fată timidă, frumoasă, a deschis ușa. Avea părul până la pământ, plin de stele mici și strălucitoare. Aripile ei aurii luminau. Bobiță a întrebat-o: tu cum ai ajuns aici? Cine ești tu? Dar fata nu i-a răspuns. Vendel a încercat și el: vrei să te ajutăm? Dar nici el n-a primit un răspuns. Fata doar stătea și nu scotea o vorbă. Ei bine, dacă nu vrei să spui nimic, taci, s-a îmbufnat Vendel. Haideți să mergem acasă. Așteptați, zise Buburuză. E posibil să nu poată vorbi. Nu poate vorbi? S-au mirat toți. Buburuză a luat un băț și a desenat pe pământ o stea. Apoi, zâmbind, i-a întins fetei bățul. Fata sfioasă a luat bățul și a început să deseneze și ea. O harpă? O mică harpă? A întrebat Buburuză, iar fata a dat din cap. Ai pierdut-o? A întrebat Fulgușor și fata a arătat spre geam. A căzut de la geam? Zise Bobiță, iar fata a dat din cap că da. Nu înțeleg, mormăi Baltazar. Eu înțeleg, chipzui Buburuză. Trăiește sus pe cer, dar harpa i-a căzut pe geam și a coborât să o caute. Atunci s-o ajutăm, spuse Baltazar. Nu te teme, o vom căuta noi, i-au spus cu toții în cor și au pornit să caute instrumentul prin pădure. Nu e nicăieri, spuse Bobiță trist. M-am uitat în fiecare tufiș, nici eu n-o găsesc, deși ne-am uitat deja peste tot, spuse necăjit Baltazar. O voi căuta și de la înălțime, zise Fulgușor, deschizându-și aripile și luându-și zborul. E aici! Am găsit-o! Strigă fetița fluturaș după un timp. Apoi ridică o harpă mică, aurie, din cuibul canarilor. I-a înapoiat-o cu grijă fetei stea. Fata a intrat în casă închizând ușa. Și-a scos o stea mică luminoasă din păr și i-a întins-o lui Fulgușor. Mi-o dai mie? Întrebă surprinsă fetița fluturaș, iar fata stea a dat din cap. Apoi s-a așezat în geam și a început să cânte la harpă. Datorită ritmului melodios, căsuța stea a început să se ridice încet în aer. Vai, zboară în sus, spre cer, se miră Bobiță. Curând căsuța a devenit atât de mică încât nu se mai distingea printre stele. Ce păcat că a plecat, oftă Vendel. Fulgușor avea mare grijă de steaua primită, o ținea într-o cutiuță decorativă și și-o punea în păr doar în zilele speciale. Îi amintea de micuța fată stea care cânta la harpă în căsuța ei în formă de stea.